echipa PSD și-a prezentat astăzi candidații la nivel județean. Care ar fi, eu știu, argumentul pentru care oamenii ar trebui să voteze PSD în județul Tulcea? Cu ce vă mândiți, cu ce vă lăudați? Da, mă bucur că întrebarea este una care îmi stă la îndemână. Ca și răspuns mă refer, în primul rând, oamenii te judecă, electoratul te judecă după realizări, după modul cum ai administrat comuna, județul, primăria, reședința de județ și așa mai departe. Cred că noi aici, la Tulcea, chiar avem, nu neapărat cu ce să ne lăudăm, să arătăm ce am făcut în ultimii ani de administrație, atât în plan local, cât și în plan județean. Vreau să luăm ca să ne plimbăm cu privirea, cu gândul, mare parte dintre dumneavoastră care sunt aici din presă, cunoaște județul Tulcea. Este un județ care în ultimii 8 ani, spun eu, a avut o dezvoltare susținută și aici mă refer la zona de infrastructură de la nivelul comunelor, la zona de învățământ și aici mă refer la școli, zona de cultură, investiții, zona de turism și așa mai departe. Aici mă raportez la ceea ce au făcut comune, nu pot să le enumăr pe toate, dar hai să ne plimbăm prin Jurilovca, care este etalonul administrației locale, prin primarul Ion Eugen, să mergem prin Sarichioi, să mergem chiar prin Sarcea, unde sunt destule proiecte în parcurs, în toate comunele. Și în Babadag eu nu fac o diferență aici pe culori politice, spun, doar că atât primarii PSD, în mod special cei care vin și cu care am discuții aplicate, au accesat proiecte nenumărate. Dacă ne raportăm la administrația județeană, aici lucrurile, spun eu, că au avut un parcurs extraordinar de bun și nu este un termen scos acum în fața presei. Avem investițiile majore, unele de susținere, pot spune, podul de peste Dunăre, dacă luăm istoria podului, am fost implicat total în demersul și în susținerea acestei investiții, ne coborâm ceea ce este un lucru pe care eu încep și cu ceea ce nu s-a făcut, este în parcurs, dar nu s-a făcut până în momentul de față și este o țintă a mea, dacă electoratul va decide să mai am un mandat de președinte, drumul expres pod Tulcea-Tulcea-Constanța. Mergem mai departe, realizăm faleza din Tulcea cu toate greutățile pe care le-am avut prin transferul de la APDM Galați către Tulcea. Știți bine, această faleză era în administrarea APDM-ului Galați și, mă rog, modernizarea ei la stadiu pe care îl vedeți astăzi. Aeroportul Tulcea, la care avem recepție și sperăm și primele curse până în toamnă, recepția fiind într-o lună, o lună și jumătate, o investiție majoră care uneori este criticată. Este criticată, dar eu spun că este pe nedrept și probabil că doar din aspecte politice este criticată, pentru că, și aici mă refer la când au aterizat avioane, când au zburat avioane și așa mai departe, nu poți să te urci într-un tren dacă nu ajungi în gară. Nu ești în gară unde oprește trenul, nu poți să te urci în el. Avioanele de cursă, oricare ar fi fost ele, și mă refer la cele de cursă, trebuiau să aibă avizul, în primul rând, aeroportul în sine trebuia să aibă avizul de la Autoritatea Europeană Aeronautică, care ne-a dat un listing de măsuri pe care noi trebuie să le îndeplinim, astfel ca aeroportul din Tulcea să fie notificat ca și aeroport în care cursele de pasageri pot să aterizeze, cu dotările din zona de incendii, de pistă, de terminal, de securitate și așa mai departe. Dacă rețin vreo 30 de puncte, care astăzi le avem îndeplinite. Ori lumea sau unii, cărcotași spun eu, spun că nu au aterizat avioane. Păi dacă nu aveam aceste condiții, nu aveau unde să aterizeze avioane, când îndeplineau condițiile pe normele europene noi. Nu mai sunt normele europene din anii 1990. Mai departe, să nu uităm și v-aș ruga să, dacă aveți timp, să mergem o dată împreună să vedem ce s-a întâmplat în Parcul de Sănătate și mă refer la Spitalul Județean de Urgență Tulcea, toate spitalele adiacente, că e pneumologie, că e neuro, că e psihiatrie, tot parcul acesta a fost refăcut în totalitate prin fonduri europene, investiții, spun eu, destul de mari
Și trebuie să mai știm un lucru. Este singurul spital județean care a beneficiat de fonduri europene prin POR. Datorită poziției spre o mărginașe a județului Tulcea, o zonă defavorizată și a acestui instrument ITI care ne-a permis să accesăm fonduri pe sănătate. Mergem mai departe. Ambulanța Tulcea, pe care n-am spus-o niciodată, recepție într-o lună, o lună și jumătate, este o altă realizare majoră a noastră. Sala sporturilor, care o vedeți, mă rog, se ridică și va fi una dintre, spune, cele mai frumoase săl de sport din țară, cu două terenuri etajate, teren de antrenament și terenul de joc, aproape 5.000 de locuri pe scaune, drumuri de județene, în zona de cultură, farul de la Sulina, casa Avramide a fost făcută mai devreme, casa Panaghia, muzeul de artă și etnografie din Tulcea, școala 4, cred că și uit să le enumăr. Adică s-au făcut realizări multiple, importante pentru județul nostru. Ceea ce trebuie să știm, că mare parte dintre ele s-au făcut în municipiul Tulcea. Pentru că ori eram eligibili, noi Consiliul Județean puteam să accesăm aceste fonduri, ori dintr-o dorință de a ridica orașul Tulcea la un standard pe care îl vedem în alte orașe ale României. Și zic că am fost și noi, am fost partea principală, motorul dezvoltării orașului Tulcea prin aceste investiții majore. Sunt și altele care sunt făcute de către primărie, nu vreau eu să comentez acest lucru. De ce nu aveți candidați comuni cu PNL la nivel județean? Pentru că mă provocați să spun un adevăr. Eu cred că sunt oameni care sunt dezorientați sau nu vor să scoată adevărul. S-a ieșit într-o declarație a președintului PNL, așa cum între ghilimele băiatul de la Lungavița, știți cine este, și a spus că noi am făcut demersuri la București să avem liste comune. Total neadevărat. Și credeți-mă, sub cuvânt de onoare, noi nu am făcut vreo adresă scrisă, n-am avut o discuție, măcar o discuție la București pe această tematică și vreau să vă spun că era aproape imposibil și pentru noi și pentru PNL să avem liste comune. Noi aici nu prea ne-am iubit, nu știu din ce motive, nu există o dragoste nețărmurită între Partidul Social Democrat și Partidul Național Liberal la Tulcea. Eu nu înțeleg de ce, dar e o problematică mai de judecat și mai profundă. S-o lăsăm. Dar să înțeleagă acest domn care a făcut această apelă că niciodată, și eu am responsabilitatea vorbilor, noi nu ne-am dorit acest lucru pentru că era imposibil. Adică nu se putea merge pe liste comune sub nicio formă, pentru că organizația PSD nu poate să voteze PNL-ul, nici PNL-ul PSD-ul. La europarlamentare lăsăm poporul să decidă, că e foarte greu să ne implicăm. Ne implicăm. Dar eu cred că trebuie să-i conștientizăm că aici este o listă comună pentru europarlamentare, dar luptele din plan local cu nume și fețe cunoscute sunt, cum să spun, sunt mai greu de adus în aceeași, la aceeași masă. Vedeți ce se întâmplă în țară și în alte județe. Spuneați că vă doriți să fie ultimul mandat, cu toate acestea intrați din nou în luptă. De ce faceți asta? De ce facem asta? Personal, personal vă spun, eu am avut o discuție cu, eu mi-aș fi dorit foarte mult ca acest mandat să fie, să intre în această bătălie Ion Eugen, care pentru mine este un prieten și un om de administrație excepțional, cu o putere de muncă excepțională, dar am convenit împreună, pentru că tot ceea ce s-a decis împreună, să mai merg eu un mandat cu posibilitatea ca Ion Eugen să intre în administrația județeană, dacă lucrurile și posibilitatea noastră să facem acest lucru se va întâmpla, să ajungă în administrația județeană. Eu îmi doresc acest lucru pentru că este un om excepțional. Ne-ați prezentat câteva din realizările dumneavoastră. Pentru următorii 4 ani, ne-ați spus drumul expres, da, deci, și aeroportul? Vă spun care este ținta mea primordială. Pentru că am discutat de conectivitate, am discutat de porturi, am discutat de aeroport, am discutat de drumuri. Da,
Ceea ce cred eu că mai lipsește județului Tulcea, Dobrogei și Constanței, nu numai Tulcea aici, distând de acest drum expres care stă în ale facerii, și aici mă refer la studiul de fezabilitate, tot se plimbă de vreo 2 ani de zile și nu se întâmplă nimic. Mi-au ca și target primordial investiția pentru care la sfârșitul mandatului măcar să o văd în execuție, începută în execuție, este drumul expres. Atunci putem spune că suntem și noi alături de Constanța. Constanța are și facilitatea pe Cernavodă și așa mai departe, pe autostrada A2, dar și noi cu drumul expres de aici, pentru Constanța, că mă raportez la portul Tulcea ca și obiectiv economic important al României, să creăm și facilitatea de bușeu a transportului oricare ar fi ele prin zona noastră și mă refer prin zona podului de la Brăila. Deci asta este dorința mea și va fi și electoral o promisiune pe care, nu o promisiune, eu spun că va fi o realizare pe care, care se va întâmpla, pentru că de obicei, întotdeauna ceea ce am promis s-a și întâmplat. Poate nu sunt finalizate, unele care am promis sunt în curs de execuție, dar nu există o promisiune a mea electorală să nu se întâmplat. De asemenea, ceea ce mai am în gând, să atacăm puțin, să îmbunătățim zona de educație, zona de, mă refer, ceea ce ar trebui în municipiul Tulcea și mă voi implica, o grădiniță, încă o grădiniță sau două, mă refer din zona de copii. În zona de sport ne mai trebuie 2 terenuri pentru copii, pentru că la noi este o lipsă acută de terenuri de sport, care ar fi ele, de handbal, de fotbal și așa mai departe. Le-am promis celor de la fotbal că voi face 2 terenuri pentru copii, cu destinație pentru grupele mici de copii, juniori și așa mai departe, pentru că nu stăm în 2 terenuri, unul central al primăriei, care, mă rog, are anumite condiții de a participa acolo. Vreau să mă duc de asemenea într-o zonă de să dinamizăm puțin viața socială. Noi în Tulcea, dacă dăm timp înapoi, acum 10, 12, 15 ani, orașul Tulcea avea viață. Avea viață până la 12, 1 noaptea. Acum, dacă ieșim la ora 9 pe stradă, credeți-mă, dacă vrei să întrebi unde în magazin, nu prea găsești cu cine să mai stai de vorbă. Motivele sunt multiple. De asemenea, trebuie să deschidem puțin relația, prin mai multe metode, relația administrație-cetățean. Noi avem aici atât Consiliul Județean cât și Primăria Tulcea. Cred că ar trebui să facă, e treaba domnilor lor ce fac, vorbesc de actuala conducere, trebuie să ne apropiem mai mult de cetățean și să existe o interacțiune mult mai corectă și mai aplicată cu cetățeanul, pentru că trebuie să devină al treilea actor sau al doilea actor, cum vreți să luați, în deciziile pe care administrațiile, oricare ar fi ele, le iau. O altă temă foarte importantă, pentru că am primit destule apostrofări pe această direcție, este vitalizarea și aeroportului din Tulcea prin aducerea de curse cu legături în Europa, că Spania, că Italia, că... Unde v-ați dori să zburați de pe Tulcea? Aoleu, și aș vrea să zbor oriunde, într-o țară europeană, să știu că mă duc, așa cum faceți dumneavoastră la Constanța în momentul de față, mă rog, în câteva destinații, pentru că este mult mai facil, aș dori să, măcar o cursă anul acesta să avem cu ieșire în Europa. Sunt în analiză mai multe opțiuni, nu este o treabă ușoară, de asta le spun pe cele grele. Vreau să și intrat în contact cu mai multe companii aeriene. Suntem într-o fază de discuții. Sper că după ce vom avea recepția, să și concretizăm măcar într-o primă cursă, cu că va fi pe Anglia, că va fi pe Spania, că va fi pe Italia. Vorbim de comunitățile de români care sunt în aceste țări. Mulțumim.